Multe companii se întreabă dacă trebuie să aloce bugete mai mari pentru campaniile de PR online. Răspunsul nostru este da. Dacă nu mai mergeți într-o Dacia 1300 și dacă ați aruncat televizorul cu tub, atunci nici rolul comunicatelor de presă nu mai trebuie să fie acela care era odinioară. Numele meu este Bianca Preda și sunt trainerul cursului de PR online organizat de Creative Business Management. Iată care sunt cele mai utilizate instrumente în noua epocă a PR-ului. Să începem cu cel mai la îndemână. Ai un site? Folosește-l! Cei mai mulți oameni vin pe site-ul tău să se informeze și să afle lucruri noi despre tine. Prezintă-le informația cât mai succint cu putință și folosește un copywriter pentru a scrie texte cât mai atractive. Al doilea resort de promovare online. Dacă ai specialiști în domeniu, folosește-i. Cel mai simplu mod de a ajunge la sufletul și în mintea consumatorului este să-i dai o informație utilă. Redactează un e-book, nu durează foarte mult, iar cuvintele folosite trebuie să fie pe înțelesul tuturor. La finalul acestui e-book te poți prezenta și vei apărea în mintea consumatorului tău ca o sursă de încredere pentru informația de care el are nevoie. În al treilea rând, nu trebuie neglijate rețelele sociale. La curs vom discuta despre fiecare în parte și despre modul în care ele te pot ajuta să îți crești imaginea și să devii prietenos cu publicul tău, pentru că în PR-ul online, prietenia este ceea ce leagă consumatorul de brandul tău. Să folosim în primul rând Facebook-ul, apoi să învățăm ce este Google+, SlideShare, LinkedIn și multe alte rețele sociale pe care le poți folosi pentru a-ți transmite mesajul așa cum îți dorești. Pe locul 4 în tendințele PR-ului online sunt bloggerii. Prima întrebare pe care ne-o adresează clienții noștri este: cum îi găsim pe acești bloggeri? Cum reușesc ei să devină credibili și care sunt bloggerii cei mai influenți din domeniul meu de activitate? La cursul nostru vom afla răspunsul la toate aceste întrebări. Una dintre cele mai cunoscute surse de identificare a bloggerilor potriviți este site-ul thelist.ro. Aici veți găsi informații despre traficul bloggerilor, dar și despre reach-ul fiecărui blogger sau cele mai vânate subiecte de către aceștia. Află cum poți folosi aceste instrumente în avantajul tău la cursul de PR online organizat de Creative Business Management. Te poți înscrie pe www.cbmanagement.ro. Thank you.